Bine ați venit! În clipul de astăzi rezolvăm împreună testul nouă din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat profil tehnologic. Haideți să începem cu exercițiul întâi. Determinați suma primilor patru termeni ai progresiei aritmetice a cu n mai mare egal decât 1, unde a2 este 5 și a3 este 8. Haideți să vedem cum am putea să rezolvăm acest exercițiu. În primul rând, trebuie să aflăm cât este rația. Dacă suntem într-o progresie aritmetică, înseamnă că termenii se obțin prin adunare. Ca să înțelegeți diferența dintre progresia aritmetică și progresia geometrică, vă dau câteva exemple, însă, dacă nu vă descurcați așa de bine, vedeți pe canal clipurile în care discut doar despre progresii. Spre exemplu, dacă am avea următorul șir, 2, 4, 6, 8, 10, și așa mai departe, sau 2, 4, 8, 16, și așa mai departe. Se observă că în primul șir, practic, mereu adunăm 2, adunăm 2, adunăm 2. Asta înseamnă o progresie aritmetică termeni obținuți prin adunare cu același număr numit rație, pe când la al doilea șir observăm că termenii sunt înmulțiți cu 2. Asta înseamnă progresie geometrică. Într-o progresie geometrică, termenii se obțin prin înmulțire, pe când într-o progresie aritmetică, termenii se obțin prin adunare. De aceea, dacă vrem să aflăm rația dintr-o progresie aritmetică, atunci trebuie să facem diferența a doi termeni consecutivi. Așa că haideți să scriem, rația este A3 minus A2, asta înseamnă că rația este 8 minus 5 și obținem că rația este 3. Asta înseamnă că termenii noștri cresc din 3 în 3. Și atunci, haideți să vedem cât este primul termen. Dacă A2 este 5, înseamnă că A1 va fi, practic, dăm înapoi de data aceasta. Va fi, practic, 5 minus 3 și atunci A1 este 2. Și mai avem nevoie de al patrulea termen. Haideți să vedem cum îl obținem. Dacă A3 este 8 și vrem să mai găsim un termen, înseamnă că trebuie să adunăm rația și atunci A4 este 8 plus 3. Iar a4 este 11, așa că haideți să calculăm acum suma lor. Avem a1 plus a2 plus a3 plus a4, care va fi egal cu 2 plus 5 plus 8 plus 11. 2 plus 8 este 10, 5 plus 11 este 16 și atunci obținem că această sumă este 26. Bineînțeles, nu este singura metodă de rezolvare, sunt și alte metode. Puteți să-mi spuneți în comentarii cum ați rezolvat voi acest exercițiu. Haideți să mergem mai departe la 2. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, unde f de x este 3x minus 8. Determinați numerele reale a pentru care. A ori FDA este egal cu F de 1. Haideți să vedem cum facem. Este extrem de simplu, aveți încredere în mine. În primul rând, observăm că în această egalitate avem nevoie o dată de FDA, de dar și de F de 1. Haideți să vedem cum calculăm FDA. În primul rând trebuie să înțelegeți ce este o funcție. Dacă nu știți ce este o funcție, la fel, la fel mergeți și căutați playlist-ul cu funcții. Acum, dacă eu am F de x egal cu 3x minus 8 și spre exemplu eu vreau să calculez F de 0, înseamnă că în locul lui X în funcție scriu 0. Dacă eu vreau să calculez F de A, înseamnă că în locul lui X voi scrie A. Și atunci avem 3A minus 8. Iar f de 1, cel din dreapta, este 3 ori 1 minus 8, asta înseamnă că f de 1 este 3 minus 8, adică minus 5. Și haideți să le înlocuim în relația pe care o avem. Și obținem așa a ori f de a, care înseamnă 3a minus 8, egal cu f de 1, adică minus 5. Și haideți să vedem ce putem să facem mai departe. În primul rând, în membrul stâng, avem o paranteză. Din acest motiv, trebuie să eliminăm paranteza înmulțind fiecare termen din paranteză cu numărul din față. Și atunci avem practic prima dată A ori 3A, care înseamnă nu 4A, sper că nu v-ați gândit la 4A, ci înseamnă 3 și gândiți-vă că avem practic A la 1 ori A la 1. Adunând exponenții, obținem A la a doua. În concluzie, a ori 3a înseamnă 3a pătrat. Apoi, a ori minus 8 este minus 8a egal cu minus 5 și observăm că am obținut o ecuație de gradul al doilea. De ce de gradul al doilea? pentru că necunoscuta noastră este la puterea a doua. Și atunci, pentru a rezolva această ecuație, trebuie să-l mutăm și pe acel minus 5 în partea stângă și să aflăm delta, apoi cele două soluții. Așa că, haideți să mergem pe pagina următoare și avem 3a la a doua, minus 8a, pe minus 5 îl mutăm cu adunare și egal cu 0. Acum, vă reamintesc formula pentru delta, este B la a doua minus 4 ori A ori C, unde B-ul este numărul din fața lui, stai să vă dau de fapt forma generală a unei ecuații de gradul al doilea, avem AX pătrat plus BX plus C egal 0 și observăm că A este practic numărul din fața lui X la a doua, B-ul este numărul din fața lui X, iar C-ul este termenul fără X. Și atunci, în cazul nostru, observăm că aul ul e 3, numai că nu trebuie să faceți confuzie între A ca și necunoscută și aul din formula pentru delta. Sper că vă dați seama că sunt lucruri total diferite. Aul ul este pur și simplu necunoscuta noastră din ecuație, pe când aul acesta de aici se referă la coeficientul numărului care are puterea a doua. Și atunci aul ul este 3, B-ul este minus 8, iar C-ul este 5. Așa că Delta va fi B la a doua, adică minus 8 totul la a doua, minus 4 ori 3 ori 5. Și atunci vom obține minus la puterea a doua, se transformă în plus, practic dispare, iar 8 la a doua nu e 16, e 8 ori 8, adică 64 minus. 4 ori 3 este 12, iar 12 ori 5 este 60 și atunci obținem delta egal cu 4. Asta înseamnă că radical din delta este radical din 4 și anume 2. Acum, haideți să aflăm soluțiile ecuației după ce am calculat delta. Dacă delta ne iese mai mare decât 0, avem două soluții distincte, egale cu, să spunem că avem x1, x2, care sunt minus b plus sau minus radical din delta pe 2a. În cazul acesta, pentru că ecuația are ca necunoscută pe A, vom avea A1 și 2, nu X1, 2, pentru că necunoscuta noastră este A, nu este X. Și atunci avem A1 este minus B, înseamnă minus, minus 8. Aveți mare grijă pentru că puteți rata un semn dacă nu sunteți atenți când locuiți. Apoi, plus, nu contează dacă scrieți cu plus sau cu minus, la 1 e cu plus sau una e cu minus, Radical din delta adică 2, pe 2a adică 2 ori 3, și atunci avem minus minus 8 înseamnă de fapt plus 8, plus 2 pe 6, și atunci avem 10 pe 6, simplificăm prin 2 și rămânem cu 5 pe 3, apoi a 2 este minus minus 8, de data aceasta minus delta adică minus 2 pe 2 ori 3. Și atunci obținem 8 minus 2 pe 6, care înseamnă 6 pe 6 și obținem 1. Și dacă ne uităm în enunț, observăm că a este un număr real, asta înseamnă că ambele sunt corecte. În final, a aparține mulțimii formate din 1 și 5 pe 3. Mergem mai departe la 3. Rezolvați în mulțimea numerilor reale ecuația logaritm în bază 5 din 25 minus x. Egal cu logaritm în bază 5 din x plus 5. Haideți să vedem ce facem. În primul și în primul rând, lege, dacă avem o ecuație logaritmică, trebuie să începem cu condițiile de existență. Vi le reamintesc, dacă avem logaritm în bază a din x, atunci cantitatea, adică x-ul, trebuie să fie mai mare decât 0. Iar baza, adică A trebuie să fie mai mare decât 0 și diferită de 1. De obicei în exerciții, baza logaritmului este un număr, astfel încât noi nu trebuie să punem condiție de existență și pentru bază, ci pentru cantitate. Repet, este extrem de importantă condiția de existență. Și atunci în cazul acesta, odată știm că 25 minus X trebuie să fie mai mare decât 0. Odată x plus 5 e mai mare decât 0. Și acum avem două variante. Fie rezolvăm condițiile de existență și scoatem un interval, fie, dacă nu vreți să vă complicați, pur și simplu lăsăm condițiile de existență, nu le facem nimic, aflăm cât este X-ul, după care facem verificarea și ne asigurăm că ambele condiții de existență sunt îndeplinite. De ce spun acest lucru? În cazul de față, nu este prea greu să rezolvăm aceste inegalități. În schimb, dacă am fi avut X la puterea a doua, lucrurile ar fi stat complet diferit. Și atunci sfatul meu este, pui condițiile de existență și la final te întorci și faci verificarea. Acum, haideți să vedem cum se rezolvă practic această ecuație logaritmică. Între timp, până o scriu, vă reamintesc faptul că Funcția logaritmică este o funcție injectivă, asta înseamnă că dacă eu am această egalitate de 2 logaritmi cu aceeași bază, egalitatea are loc dacă și cantitățile sunt egale. Mai explic încă o dată, dacă ne uităm la cei doi logaritmi, observăm că au aceeași bază. Și atunci, ca egalitatea să fie adevărată și cantitățile trebuie să fie egale. Și atunci ne rezultă că 25-x. Este egal cu x plus 5. Și haideți să vedem cum aflăm x-ul de aici. Putem să-l mutăm în partea dreaptă cu adunare și atunci avem 25 egal cu. În partea dreaptă îl aveam pe x plus 5 și vine și acest x și atunci obținem că 25 este egal cu x plus x înseamnă 2x plus 5. Scăpăm de acest 5 prin operația de scădere și atunci avem 25 minus 5 este 20. Egal cu 2x, împărțind relația la 2, obținem că x-ul nostru este 10. Dar nu plecați pentru că nu am terminat. Trebuie să facem verificarea, nu uitați de verificare. Și acum, dacă x este 10, 25 minus 10 este mai mare decât 0? Bineînțeles, pentru că 15 este mai mare decât 0. Mai departe. 10 plus 5 este mai mare decât 0? Bineînțeles, pentru că 15 e mai mare decât 0. Și atunci, dacă ambele condiții de existență sunt îndeplinite, soluția ecuației este x egal cu 10. Dacă la una din condițiile de existență am fi obținut fals, atunci numărul respectiv nu era potrivit pentru ecuația mea. Mergem mai departe la 4. Determinați câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii A, care este formată din 2, 3, 5 și 9. Aici este extrem de simplu, dacă știți principiul produsului, cum se numește el de fapt. Și avem așa, ne gândim câte cifre, câte valori îi pot da eu lui A. Păi, în mulțimea A sunt cifrele nule, înseamnă că pot să -i le dau pe toate, astfel încât A-ul ia 4 valori. Pentru că eu știu că cifrele acestea trebuie să fie distincte, înseamnă că dacă eu am fixat din cele patru numere o valoare pentru A, numărul respectiv nu poate fi și la B astfel încât eu țin un număr fixat, îl țin pe loc și atunci din toate cele patru elemente, eu lui B mai pot da doar trei valori. De ce îi pot da trei valori? Pentru că una dintre ele a fost deja ocupată de A. Și atunci avem 4 ori 3, care înseamnă 12 numere. Cu cifre distincte, bineînțeles. Spre exemplu, ca să mă asigur că ați înțeles, dacă am fi avut mulțimea 2, 3, 5, 9 și fix aceeași cerință. Ce-ar fi fost diferit? Vă explic acum. În primul rând, lui A nu-i mai pot da toate valorile, pentru că A nu are cum să fie 0. Și atunci înseamnă că A ia doar 4 valori, iar B-ul, iarăși pentru că cifrele sunt distincte, nu le poate lua pe toate, pentru că o cifră este deja fixată pentru A. Însă, la B, eu nu pot să-i dau toate 5 valorile, una deja am fixat-o și atunci pot să-i dau 4 din 5. Sper că ați înțeles. Mergem mai departe la exercițiul 5. În <coughs> reperul cartezian x, y se consideră dreapta de ecuație y egal cu 2x plus a, unde a este un număr real. Determinați numărul a știind că punctul a de coordonate 2, 3 se află pe dreaptă. Este extrem de simplu, vă rog să mă credeți, dacă înțelegeți exact care e ideea atunci când avem ecuația unei drepte? Ecuația dreptei, dacă ne uităm, conține un x și un y. La fel, punctul meu A are un x și are un y, pentru că un punct are două coordonate. Pe primul loc se află x-ul, pe al doilea loc se află y-ul. Și atunci, dacă eu știu că punctul meu A se află pe dreaptă, înseamnă că în ecuația de mai sus, eu pot înlocui cu x-ul lui a, respectiv y-ul lui a. Și mă uit. Cât este Y-ul punctului meu? Y-ul e pe locul 2, asta înseamnă că Y-ul este 3. Mai departe, cât este X-ul punctului meu? Bineînțeles că este 2. Și atunci este super simplu să aflăm A-ul. Haideți să vedem. Avem 3 egal cu 4 plus A. Îl scădem pe 4. Și atunci avem 3 minus 4 egal cu A. Asta înseamnă că A este minus 1. Uitați cât de simplu a fost! Mergem mai departe la 6, unde sper că știți tabelul de la funcțiile trigonometrice. Și avem așa, arătați că 4 ori sinus de 60 de grade, pe lângă tangentă de 60 de grade minus cosinus de 30 de grade, este 3. Însă, în cazul în care nu l-ați învățat, vi le explic eu încă o dată, și sper să-l învățați, vă faceți un screenshot și învățați tabelul pentru că mai este puțin până la examen. Acum, haideți să vedem. Avem cele patru funcții trigonometrice. Imediat. că trebuie să mai prelungez puțin. O să vă arăt și un truc prin care învățați ușor sinusul și cosinusul. De fapt, toate sunt ușoare. Avem x grade și avem 30, 45 și 60. Apoi avem sinus, cosinus, tangentă și cotangentă. Acum spuneam că la sinus și la cosinus o să vă arăt un truc. Sper să vă folosească acest truc. În primul rând, toate sunt fracții, toate sunt supra 2 și numărăm. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Haideți că știți să numărați până la 3. Vedeți cât e de simplu? Însă nu e gata pentru că trebuie să avem și radical. Nu voi mai scrie radical din 1 pentru că e 1 și atunci avem radical din 2 pe 2, radical din 3 pe 2, la fel și aici. Așadar, în cazul în care nu le poți învăța, pe o ciornă îți vei face tot timpul ambele funcții trigonometrice. Pe tot la numitor avem 2, la numărător, la sinus, crescător, 1, 2, 3, la cosinus, descrescător, 3, 2, 1 și nu uitați de radical. Să vedem acum la tangentă. Tangentă de 30 de grade este radical din 3 pe 3, pereche este cotangenta de 60, apoi la tangentă și la cotangentă în 45, ambele sunt 1 și în 60 aici avem radical din 3 și aici radical din 3. Nu este prea complicat, e momentul să vă faceți un screenshot și să salvați în telefon această imagine pentru a o învăța până la examen. Acum, haideți să mergem să înlocuim. Și avem așa: 4 ori sinus de 60 de grade este radical din 3 pe 2. Pe lângă tangentă de 60 de grade este radical din 3, iar cosinus de 30 de grade este radical din 3 pe 2. Și trebuie să arătăm că ne dă 3. Putem să facem o simplificare și rămânem cu 2 radical din 3. În paranteză aducem la același numitor și avem așa. 2 radical din 3 pe 2 minus radical din 3 pe 2 și atunci obținem 2 radical din 3 ori. Având același numitor, putem să facem scăderea și vă imaginați că avem un 1 în față. Așadar, 2 radical din 3 minus 1 radical din 3 înseamnă doar radical din 3, pentru că am 2 de radical din 3, din care scad 1 radical din 3. Și acum, haideți să vedem, putem să simplificăm 2 cu 2 și rămânem cu radical din 3, un radical din 3, care bineînțeles că este 3. Ce repede am terminat subiectul 1, mergem mai departe la subiectul al 2 Se consideră matricile. Arătați că determinantul lui A este minus 5. Haideți să calculăm determinant din A. Puteți foarte ușor să ajungeți la o notă decentă, aș spune eu, dacă învățați niște lucruri elementare. De exemplu, cum se calculează un determinant. Începem mai întâi pe diagonala principală, unde avem 2 ori minus 3, minus, întotdeauna când ajungem pe diagonala secundară trebuie să scădem, și avem 1 ori minus 1. Și acum, 2 ori minus 3 este minus 6, apoi minus minus va fi plus, iar 1 ori 1 este 1, și în final minus 6 plus 1 este minus 5, exact ce ni se cerea. Mergem mai departe la punctul B. Determinați numărul real A pentru care P de 1 ori B de minus 1 plus 3A este minus 4B de A. Păi haideți să vedem mai întâi cine este B de 1, B de minus 1, apoi facem înmulțirea, înlocuim și aflăm cât este a acela mic. Avem așa B de 1 înseamnă 1, 1, 3, 6. Apoi, B de minus 1 este minus 1, minus 1, 3, 6, bineînțeles. Așa că haideți să facem separat înmulțirea. Vă voi arăta și aici un truc. Avem minus 1, minus 1, 3, 6. Întotdeauna se înmulțește linia din prima matrice cu coloana din a doua. Linie, coloană. Și acum putem să scriem separat 1-1 înmulțit cu minus 1-3. Și avem 1 ori minus 1 e minus 1, 1 ori 3 e 3 și obținem practic minus 1 plus 3 care face 2. Mai departe schimbăm coloana, mergem la a doua coloană unde avem minus 1 cu 6. Și acum iarăși, 1 ori minus 1 este minus 1, 1 ori 6 este 6 și atunci obținem 5. Mergem acum pe a doua linie unde avem 3-6 înmulțit cu prima coloană. Și obținem 3 ori minus 1 este minus 3, 6 ori 3 este 18, minus 3 plus 18 este 15. Și la ultima avem minus 3 plus 36, care înseamnă 33. Și acum haideți să calculăm și cât este 3A. 3A înseamnă 3 ori 2, 1, minus 1, minus 3 și trebuie practic să înmulțim cu 3 fiecare element din matricea A. Și atunci vom obține 3 ori 2 este 6, 3 ori 1 este 3, minus 1 ori 3 este minus 3, iar minus 3 ori 3 este minus 9. Haideți acum să calculăm cât este acea adunare. B de 1 ori B de minus 1 plus 3A înseamnă 2, 5, 15, 33 plus 3A adică 6, 3 minus 3 minus 9. Și acum, efectiv, trebuie să facem adunarea element cu element. Ca să înțelegeți, vă voi arăta pe culori și veți vedea că este extrem de simplu. Din punctul meu de vedere, dacă înveți până la examen, de deci ce am pus 2 de minus 9, 2 de minus, dacă până la examen vei lucra toate testele de antrenament, cu siguranță vei obține o notă decentă, o notă acceptabilă, depinde și nivelul la care vrei să ajungi și nota pe care vrei să o obții. Acum, dacă vom calcula cele galbene, haideți să vedem ce obținem. Avem 2 plus 6 este 8, verde. 5 plus 3, 8, mov. 15 minus 3 este 12, albastru cred, 33 minus, vă gândiți că este plus minus care rămâne minus, iar 33 minus 9 este 24. Haideți să vedem ce putem să facem aici. În primul rând să scriem ce am obținut. 8 8 12 24 Observăm că ar trebui să scoatem în față un 4, un factor comun, și atunci avem 4 pe lângă din 8 rămânem cu 2, din 8 iarăși cu 2, din 12 cu 3, din 24 cu 6. Și acum avem așa: 4 pe lângă 2 2 3 6 ar trebui să fie egal cu 4 ori B de a, adică 4 ori AA36. Și atunci observăm că putem să împărțim la 4 și obținem egalitatea dintre 2, 2, 3, 6 și AA36. Observăm că 3 este egal cu 3, 6 este egal cu 6, asta înseamnă că A trebuie să fie 2. Și am terminat și mergem la punctul C. Determinați matricea X din M2 cu elemente reale cu proprietatea că x ori a minus 2i2 este egal cu b de 0. Haideți să vedem cum am putea să facem. În primul rând, în momentul în care avem o ecuație matricială, de obicei trebuie să lucrăm cu inversa unei matrici ca să aflăm x-ul și o să vă explic imediat, sper că nu vă bag în ceață. Dacă avem, spre exemplu, următoarea ecuație, a ori x egal cu b, din nefericire, la matrice nu există operație de împărțire. Nu pot să spun că X-ul este B împărțit la A, pentru că nu am cum să efectuez împărțirea a două matrici. Și atunci îmi amintesc ce înseamnă inversa unei matrici. Este acea matrice care înmulțită cu A, practic înmulțit cu inversa sa, întotdeauna îmi dă I, 2, I, 3 sau I în funcție de ce am acolo. Ca să înțelegeți voi, să fie totul mult mai simplu. Gândiți-vă la 2 și la inversul său. Cât este inversul lui 2? Nu este minus 2. Inversul înseamnă că vă gândiți că 2 e 2 pe 1 și îl inversați, adică îl răsturnați. De aceea inversul lui 2 e 1 pe 2. Și atunci când simplificăm, observăm că 2 ori 1 pe 2 este 1. Practic, un număr înmulțit cu inversul său e 1. Cam același lucru se întâmplă și la matrici. O matrice A înmulțită cu inversa sa este I2. Și atunci, dacă eu vreau să scap de aul acesta de aici, practic trebuie să înmulțesc la stânga cu inversa sa. De ce? Pentru că acum aș avea a la minus 1 ori aur x egal cu a la minus 1 ori b. Aveți mare grijă dacă înmulțiți la stânga, atunci inversa vine la stânga. Dacă o să înmulțim la dreapta, inversa vine la dreapta. Pentru că înmulțirea matricilor nu este întotdeauna o operație comutativă. Acum, Aici, practic, îl avem pe i2 care se comportă ca și 1, și atunci 1 ori x, impropriu spus, este egal cu x, și în felul acesta am reușit să-l aflăm pe x din această ecuație. Spre exemplu, dacă am avea x, stați să șterg, dacă am avea următoarea situație, dacă avem x ori A egal cu b a este de data aceasta în partea dreaptă, așa că trebuie să mulțim la dreapta cu A la minus 1 și atunci X va fi B ori A la minus 1. În cazul nostru ar trebui să scăpăm de această paranteză. Repet, nu avem cum să o ducem cu împărțire în dreapta. Și atunci ne-ar interesa să vedem cine este matricea aceasta, dacă este inversabilă, dacă poți să calculez inversa și în felul acesta vom afla cine este X-ul nostru. Așa că vă propun să notăm cu un C. Și să vedem ce putem să spunem despre acest C. În primul rând să vedem cu cine este egal. Avem A-ul, minus 2, 2, care înseamnă 2, 0, 0, 2, Și avem așa, 2 minus 2 este 0, apoi 1 minus 0 este 1, apoi minus 1 minus 0 este minus 1, iar minus 3 minus 2 este minus 5. Așadar, am obținut că C ul este 0, 1, minus 1, minus 5. Și mă interesează dacă pot să aflu inversa lui C. Și acum vă reamintesc formula de la inversa unei matrici, de exemplu să scriem în funcție de C, pentru că în felul acesta am notat și matricea. C la minus 1 este 1 pe determinantul lui C, ori C stelat. Și acum, dacă ne uităm, noi trebuie să facem 1 pe determinant din C. De aceea, întotdeauna o matrice este inversabilă doar dacă determinantul său este diferit de 0, pentru că dacă eu aș avea 0 la numitor, atunci matricea respectivă nu ar exista. Și atunci verificăm dacă C-ul este o matrice inversabilă, adică pe scurt dacă determinantul său este diferit de 0, apoi aflăm cât este inversa sa, după care aflăm cât este x-ul. Sper că nu v-am zăpăcit și că ați înțeles exact care este metoda de rezolvare. Dacă nu știți cum se calculează inversa unei matrici, haideți să vă explic eu. Să spunem că eu vreau să am o matrice A și vreau să calculez A la minus 1. Primul pas este să calculez determinantul așa cum am spus și mai devreme. Și pot să am două situații. Dacă determinantul este 0, atunci matricea nu este inversabilă, nu există A la minus 1. Dacă determinantul este diferit de 0, atunci există matricea inversa, există inversa lui A. Dacă determinantul este diferit de 0, pot să merg la pasul al doilea, când trebuie să scriu cine este A transpus. Ce înseamnă transpus a unei matrice? Trebuie să schimbăm practic liniile și coloanele. De exemplu, dacă eu știu că A este 2, 1, 3, 4, A transpus va fi 2, 1, 3, 4. Practic iau linia și o scriu pe coloană. Acum, după ce am scris cine este A transpus, pasul următor este să scriu adjuncta lui A, pe care o notez cu A și este formată din elemente de tipul A11, A12, A13, pardon, A21 aici și apoi A22. Și ce înseamnă A11, A12 și așa mai departe? Sunt acele elemente pe care le obțin atunci când în transpusa lui A voi tăia, de exemplu, linia 1, coloana 1 sau linia 2, coloana 2. Dacă ar fi să scriu o formulă la modul general, pentru A, I, J, avem minus 1 la puterea I plus J ori ce îmi rămâne practic când tai linia I și coloana J. După ce am aflat cine este și acest astelat, ultimul pas, scriu formula A la minus 1 e 1 pe determinant din A, ori astelat și înlocuiesc. Acum, revenind, haideți să vedem dacă determinantul lui C e diferit de 0. Și avem determinant din 0, 1, minus 1, minus 5. Și începem 0 ori minus 5, minus 1 ori minus 1 și avem 0, plus 1 care e 1 e diferit de 0, asta înseamnă că există C la minus 1. Și dacă există, atunci haideți să vedem cine este transpus al lui C. V-am spus, liniile le scriem pe coloană. Acum trebuie să calculăm C stelat, care este A11, A12, A21, A22. Și vă spuneam așa, A11 este minus 1 la 1 plus 1 și venim aici și tăiem așa, linia 1, coloana 1 și ia uitați cu cine am rămas, cu minus 5. Dați să șterg. Și atunci, minus 1 la a doua este 1 și am scăpat și rămânem cu minus 5. Apoi avem A1, 2. Minus 1 egal cu minus 1 la puterea 1 plus 2 ori tăiem linia 1, coloana 2 și observăm că rămânem cu 1. Și acum minus 1 la 3 este minus 1, minus 1 ori 1 este minus 1. Trebuie să mai șterg ceva de pe aici, voi scrie în zona aceasta. Acum a2, 1 înseamnă minus 1 la 2 plus 1 ori tăiem linia 2, coloana 1 și observăm că rămânem cu minus 1. Și atunci minus 1 la 3 este minus 1, iar minus 1 ori minus 1 este 1. Și în final, minus 1 la 2 plus 2. Și tăiem de data aceasta linia 2, coloana 2 și rămânem cu 0 și bineînțeles că obținem 0. Așa că ceul nostru stelat este minus 5, minus 1, 1 și 0. Și ultimul pas, C la minus 1 este 1 pe determinată din ce ori C stelat. Determinantul lui C era 1, ștersesem, da, era 1, și atunci avem 1 pe 1 e 1, orice este lat, și atunci obținem că C la minus 1 este minus 5, minus 1, 1, 0, dar să nu uităm cine era C-ul, era ce aveam în paranteză, A minus 2, 2. În concluzie, mai avem nevoie de o pagină, o clipă. Dați așa. În concluzie, noi am obținut că A minus 2 2 la puterea minus 1 este minus 5 minus 1, 1, 0. Și acum, haideți să scriem din nou ecuația. X ori această paranteză este egal cu B de 0. Trebuie să scăpăm de paranteză, așa cum am spus și mai devreme. Nu există împărțire, așa că vom înmulți la dreapta cu inversa parantezei. De ce la dreapta? Pentru că paranteza e la dreapta. Și atunci x-ul va fi. În stânga nu mai avem paranteza, iar în dreapta vom avea b de 0 ori a minus 2 I 2 la minus 1. b de 0 este simplu 0, 0, 3, 6, înmulțit cu inversa de mai sus. Haideți să vedem ce obținem x egal cu 0, 0 cu ambele coloane, evident, dă 0. Apoi mergem la a doua linie, 3, 6 cu minus 5, 1. 3 ori minus 5 minus 15, 6 ori 1 e 6 și atunci minus 15 plus 6 este minus 9. Și cu minus 1, 0 și avem minus 3 plus 0, care înseamnă minus 3. Și acesta este x-ul nostru. Mergem mai departe la 2. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție x steluță y egal cu 2x minus y plus 1 pe lângă 2y minus x plus 1. Punctul A. Arătați că 3 compus cu 4 este 18. Și aici e destul de simplu. Mereu la punctul A va fi ceva extrem de ușor și trebuie să încercați să faceți. Ce înseamnă 3 confus cu 4? Păi în locul lui X mă duc să scriu 3, iar în locul lui Y voi scrie 4. Și atunci avem așa: 2 ori 3 minus 4 plus 1 pe lângă 2 ori 4 minus 3. Plus 1. Încercați să faceți câteva exerciții. Vedeți că pe canal este și un clip doar cu legi de compoziție. Ar fi bine să vedeți acel clip înainte de examen. Dacă mi-amintesc eu bine, era cumva o sinteză din tot capitolul și sigur vă ajută pentru examen. Acum, haideți să vedem ce avem. 2 3, 6, minus 4 plus 1, apoi 8 minus 3 plus 1 și avem 2 plus 1 și 5 plus 1. Apoi 2 plus 1 e 3, 6 și 6 ori 3 este 18, exact ce ni se cerea. Dacă îl rezolvi și vezi că nu-ți dă bine, încearcă să faci ceva să vezi unde ai greșit, e păcat să pierzi punctajul. Mergem mai departe la B. Demonstrați că legea de compoziție este comutativă. Ce înseamnă comutativă? Înainte de a scrie definiția, vă dau un exemplu extrem de simplu. 3 ori 4 este egal cu 4 ori 3. Bineînțeles, înmulțirea este o operație comutativă, împărțirea nu este, dar înmulțirea este. Asta înseamnă comutativitate, că x compus cu y este egal cu y compus cu x, oricare ar fi x și y numere reale. Și acum haideți să începem de la x compus cu y și să arătăm că mi este același lucru ca la y compus cu x. Și avem așa, x compus cu y înseamnă 2x minus y plus 1 pe lângă 2y minus x plus 1. Ce putem să facem aici? Păi, înmulțirea este o operație comutativă. Asta înseamnă că pot să schimb locul parantezelor. Și atunci vom avea mai întâi 2y minus x plus 1 pe lângă 2x minus y plus 1. Păi dacă ne gândim, Practic acum l-am obținut exact pe y compus cu x. Și atunci ne rezultă că y, că x compus cu y este egal cu y compus cu x. Oricare ar fi x și y numere reale. În concluzie, legea de compoziție este comutativă. Mergem mai departe la ce? Determinați perechile de numere naturale mn. Stați să scriu că M și N aparține numerelor naturale pentru care 2M compus cu N este 13. Nu ar trebui să fie prea complicat. Chiar dacă nu știi cum să-l faci până la capăt, încearcă măcar să scrii cine o fi 2M compus cu N. Încearcă să faci ceva. Nu abandona lupta înainte de a o începe. Avem 2M compus cu N înseamnă în locul lui X scriu 2M, iar în locul lui Y am N. Și atunci vom avea 2 ori 2M minus N plus 1 pe lângă 2 ori Y, adică 2 ori N minus X, adică 2M plus 1. Și atunci obținem 2 ori 2M înseamnă 4M minus N plus 1 pe lângă 2N minus 2M plus 1. Și noi știm că această compunere este 13. Asta înseamnă că produsul dintre 4M minus N plus 1 pe lângă 2N minus 2M plus 1 trebuie să fie 13. Și haideți să ne gândim. Dacă această înmulțire e 13, dar eu știu că M și N sunt numere naturale, atunci, ce valori ar putea avea aceste paranteze? Care sunt cele două numere care înmulțite dau 13? Păi 13 ori 1 sau 1 ori 13. Asta înseamnă că odată prima paranteză poate să fie 13 și apoi a doua paranteză e 1 și după care le inversez. Prima paranteză poate să fie 1 și cea de-a doua poate să fie 13. Haideți să scriem așadar. Avem așa, 4M minus 2N sau era minus N, cred? Da? Plus 1 e 13 și în același timp 2M 2N, bineînțeles, minus 2M plus 1 este 1. Din prima îl mutăm pe 1 și obținem că 4M minus N este 13 minus 1, adică 12, iar din a doua, 2n minus 2m este 0. Observăm că în a doua relație putem să-l mutăm pe 2m în partea dreaptă și avem așa, 4m minus n e 12, iar din a doua, 2n egal cu 2m și putem să împărțim această relație la 2 și atunci avem 4m minus n egal 12, iar N egal cu M. Așa că pot în prima relație în locul lui N să scriu M. Haideți să vedem ce obținem. Avem așa, 4M minus M egal 12. 4M minus M înseamnă 3M. Și atunci obținem că M este 12 împărțit la 3, adică 4. Asta înseamnă că și N e tot 4. 4, pentru că m era egal cu n. Și acum al doilea caz, când prima paranteză e 1 și a doua este 13. 4m minus n plus 1 este 1, am zis, da? Și apoi 2n minus 2m plus 1 e 13. Din prima, îl mutăm pe 1 în partea dreaptă, haideți să-l mutăm chiar și pe n. Și în stânga să rămânem doar cu 4m egal cu... 1 minus 1 e 0, așa că în partea dreaptă rămânem doar cu n și acest lucru ne ajută extrem de mult, pentru că în locul acestui m pot să scriu cu cât am aflat că este egal, adică 4m. Și atunci avem 2 ori 4m minus 2m egal cu 13 minus 1, adică 12. Și atunci 2 ori 4M înseamnă 8M, iar 8M minus, 6, minus, 2M înseamnă 6M. Și mai avem puțin, N este 4M, iar M este 12 împărțit la 6, adică 2. Și în final, N-ul este 4M, adică 8 și M-ul e 2. Asta înseamnă că perechile noastre M și N, M și N, Iau valorile. La prima variantă am avut 4, 4. Iar acum aveți mare grijă, pe, în această pereche pe primul loc se află M și pe al doilea N. Asta înseamnă că a doua pereche este formată din 2 și 8. Am terminat și subiectul al doilea. Haideți să vedem ce ne așteaptă la subiectul al treilea, care începe acum. Avem F definită pe minus 5 infinit, cu valori în unde f de x este 2x plus 7 supra x plus 5. Punctul A. Derivata funcției, bineînțeles. Și avem așa, f derivat de x este 2x plus 7 supra x plus 5, totul derivat. Vă reamintesc formula pentru derivată. Dacă avem un raport, nu pot să-l derivez pe fiecare termen în parte și trebuie să aplic următoarea formulă. Și anume, avem A derivat și B derivat, minus, a de data aceasta rămâne nederivat și se derivează B-ul supra B la pătrat. Asta înseamnă că noi vom avea odată 2x plus 7 derivat și numitorul nederivat minus, de data aceasta 2x plus 7 rămâne pe loc și îl derivăm pe x plus 5, totul supra x plus 5 la 2. Și atunci haideți să vedem ce obținem. Pentru că în prima paranteză avem o sumă, putem să derivăm fiecare termen în parte. Și atunci, 2x derivat e practic 2 ori x derivat și x derivat e 1 și atunci rămânem doar cu 2, iar 7 derivat este 0. Așa că nu mai avem acel termen și rămânem cu 2 pe lângă x plus 5 minus 2x plus 7 ori x derivat este 1, 5 derivat e 0 și atunci am rămas doar cu 2x plus 7. Supra x plus 5 totul la a doua. Haideți să desfacem parantezele, înmulțim și avem 2x. 5 ori 2 este 10, mare grijă la semne, pentru că trebuie să distribuim acel minus la ambii termeni din paranteză și obținem minus 2x minus 7. Asta înseamnă că în final f derivat de x va fi 2x se reduce cu 2x plus 10 minus 7 este 3. Și am ajuns exact la derivata din enunț. Punctul B. Determinați ecuația asimptotei orizontale spre plus infinit. E extrem de simplu pentru că ecuația asimptotei orizontale înseamnă limita spre plus infinit. Cred că am spus faptul că e extrem de simplu de multe ori în acest test. Însă vreau să mă credeți pe cuvânt. Nu este un sub... Examenul în sine nu este extrem de greu dacă te străduiești să înveți până la dacă te străduiești să înveți măcar câteva luni, ca să iei o notă de trecere, cu siguranță, dacă îți propui asta, vei reuși, dacă vei lucra constant. Dacă tu lucrezi astăzi un test și mai lucrezi peste o lună, atunci nu te va ajuta la nimic. Dar dacă tu lucrezi zi de zi câte un pic, cu siguranță vei ajunge să fii de acord cu mine. Să spui că e totuși foarte simplu. Haideți să vedem punctul B. Avem limită când x tinde la infinit din f de x. Întotdeauna la asimptotă orizontală, e limita spre plus sau minus infinit, pentru că la noi domeniul de definiție îl conține doar pe infinit, atunci asimptota orizontală poate fi spre plus infinit. Așa că avem limită când x tinde la infinit din 2x plus 7 supra x plus 5. Dacă înlocuim sus-jos, observăm că obținem cazul de nedeterminare infinit pe infinit, iar în situația aceasta, cel mai simplu ar fi să aplicăm lopital. Ce înseamnă regulile acestea? Atunci când într-o limită obținem infinit pe infinit sau 0 pe 0, practic avem voie să derivăm separat numărătorul și separat numitorul. Nu trebuie să mai aplicăm această formulă. Și atunci o să avem limită când x tinde la infinit din 2x plus 7 derivat supra x plus 5 derivat. Și atunci, haideți să vedem ce vom obține. 2x derivat, așa cum am avut mai devreme, era 2, 7 derivat e 0, așa că am scăpat de el, iar la numitor avem x derivat care e 1 plus 0 și am rămas doar cu 1. Și atunci observăm că am obținut 2 pe 1 care înseamnă 2. În concluzie, dreapta de ecuație y egal cu 2 reprezintă asimptota sau este ecuația asimptotei orizontale spre plus infinit. Dacă nu vreți să aplicați șopital, puteți să dați factor comun forțat pe X, simplificați și obținați fix același lucru. Mai departe, la punctul C, determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției în care tangenta la graficul funcției este paralelă cu dreapta de ecuație Y egal cu 3X plus 5. Sunt convinsă că bună parte dintre voi n-ați înțeles mare lucru din aceste enunț pentru că probabil nu sunteți obișnuiți cu tipul acesta de enunț. Haideți să luăm bucățică cu bucățică ca să înțelegem la ce se referă. În primul rând, avem nevoie de tangenta la graficul funcției, așa că avem nevoie de formula de la tangentă. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că tangenta este paralelă cu o dreaptă de ecuație y egal cu 3x plus 5. Deci, practic, tangenta la graficul funcției paralelă cu dreapta aceasta. Ce înseamnă că avem două drepte paralele? Păi, două drepte sunt paralele dacă au, practic, aceeași pantă. Asta înseamnă că panta tangentei va fi egală cu panta dreptei d. Și atunci, dacă eu reușesc să scot panta dreptei d din acea ecuație, aflu cât este și panta tangentei. Avantajul este că, în analiză matematică, Panta tangente este chiar derivata în punctul respectiv. Pentru că ecuația tangente este y minus y, sau y0, egal cu f derivat în x0 pe lângă x minus x0. Și atunci se observă că panta este chiar derivata. Asta înseamnă de aici că eu practic, stați să scriu așa, egal cu panta tangentei, rezultă de aici că derivata în punctul x0 este egal cu panta dreptei d. Haideți să vedem acum cât este panta dreptei d. Dacă eu am dreapta de ecuație y egal cu 3x plus 5, de aici îmi rezultă că panta dreptei d este 3. Pentru că dacă ne uităm, dacă eu vreau să scot panta unei drepte, este practic numărul cu care e înmulțit x. Dacă vă este greu să vă dați seama în felul acesta, atunci putem să apelăm la formula pentru ecuația unei drepte. De exemplu, ax plus by plus c egal 0 și atunci panta acestei drepte este minus a pe b, dar în cazul în care avem ecuația y egal cu ax sau nu ax, spunem avem mx plus n, atunci panta acestei drepte e cel mai simplu, e m, e numărul din fața lui x. Acum, haideți să vedem, am spus că panta tangentei trebuie, este chiar derivata în punctul respectiv și știm că tangentei paralelă cu dreapta, asta înseamnă că derivata în punctul x0 trebuie să fie 3. Acum, haideți să egalăm derivata cu 3 și să aflăm cât este punctul respectiv. Să să mai scriu încă o dată, avem derivata într-un punct de x0 care trebuie să fie 3 și bineînțeles că punctul trebuie să fie din domeniul de definiție. Acum, derivata știam că este 3 supra x0 plus 5 la pătrat. De ce am scris x0 plus 5? Pentru că eu calculez derivata în punctul x0. Și atunci, din astea, observăm că trebuie să egalăm această fracție, practic, cu 3, pe care îl putem considera ca fiind 3 supra 1. Și atunci, le înmulțim pe diagonală și avem 3 pe lângă x0 plus 5 la 2, egal cu 3 ori 1, adică 3. Împărțim relația la 3 și atunci obținem că x0 la x0 plus 5 la pătrat este 1. Asta înseamnă că x0 plus 5 ar putea fi 1 sau minus 1, pentru că și minus 1 la a doua este tot 1. Și acum, haideți să luăm pe cazuri. Dacă x0 plus 5 este 1, de aici ne rezultă că x0 este 1 minus 5, asta înseamnă că x0 este minus 4 care aparține domeniului și celălalt, dacă x0 plus 5 este minus 1, îmi rezultă că x0 ar fi minus 1 minus 5, asta înseamnă că x0 este minus 6, care nu aparține domeniului. În concluzie, derivata în punctul minus 4 este 3, asta înseamnă că tangenta este paralelă cu tangenta în punctul x0 egal cu 3 este paralelă cu dreapta de ecuație x0 egal cu minus 4, este paralelă cu dreapta de ecuație y egal cu 3x plus 5. Și mai avem doar ultimul exercițiu, sper că încă ați mai rămas aici. Haideți să vedem, se consideră funcția f definită pe 0 infinit cu valori în R, unde f de x este x minus 2 radical din x plus 2. Punctul A. Arătați că integrală de la 1 la 3 din f de x plus 2 radical din x de x este 8. Îl înlocuim pe f de x și avem așa. Integrala de la 1 la 3 din x plus 2 radical din e x minus 2 radical din x plus 2, acesta este f de x, plus 2 radical din x de x. Din fericire, scăpăm de, ce mai, de, ce, de ceea ce e cel mai urât, adică de termenul cu radical. Și atunci rămânem cu integrală de la 1 la 3 din x plus 2 de x. Avantajul este că atunci când avem o sumă sau o diferență în interiorul integralei, putem să desfacem în două integrale. Așadar vom obține integrală de la 1 la 3 din x de x plus integrală de la 1 la 3 din 2 de x. Și acum, integrală din x. Ne imaginăm că este x la 1. Prin integrare creștem gradul cu 1 și atunci o să obținem x la 1 plus 1, adică x la a doua, pe 1 plus 1, care e 2. Poate nu știți exact, vă explic acum. Integrală din x la n. Creștem gradul cu 1 și obținem x la n plus 1 pe n plus 1. De aceea, dacă eu am integrală din x, care e x la 1, o să am x la 1 plus 1, adică x la a doua, pe 2. Mai departe, dacă eu am o integrală dintr-o constantă, atunci voi obține acea constantă ori x. În cazul nostru, integrală din 2 va fi 2x de la 1 la 3 și atunci înlocuim mai întâi cu partea de sus și avem 3 la a doua pe 2 minus 1 la a doua pe 2 plus 2 ori 3 minus 2 ori 1 și vom obține 3 la a doua e 9 pe 2 minus 1 pe 2 plus 6 minus 2 și acum având același numitor putem să efectuăm această scădere 9 pe 2 minus 1 pe 2 înseamnă 8 pe 2 adică 4 plus 4 și obținem 8 exact cât trebuia. Mergem mai departe la b. Arătați că funcția f este o primitivă a funcției g definită pe intervalul 0 infinit cu valori in R unde g de x este radical în x minus 1 supra radical din x de x. Haideți să vedem ce înseamnă că f este primitiva lui g. Dacă f este primitiva lui g, înseamnă că f mic trebuie să, trebuie să fie o funcție derivabilă, iar derivata sa este egal cu g mic de x. Atunci când am o funcție primitivă a altei funcții, obligatoriu funcția trebuie să fie derivabilă ca să o pot deriva și derivata sa trebuie să fie egală cu funcția respectivă. Sper că ați înțeles. Haideți să scriem din nou. Dacă f este primitiva lui g, atunci f trebuie să fie o funcție derivabilă. Asta nu demonstrăm, asta se întâmplă de obicei și derivata sa trebuie să fie g de x. Și acum, haideți să vedem, f, ma, f derivat de x este x minus 2 radical din x plus 2 totul derivat. Și acum putem să despărțim, le derivăm pe fiecare în parte, x derivat este 1, minus 2 ori radical din x derivat este 1 pe 2 radical din x și 2 derivat este 0. Și atunci 2 se simplifică cu 2 și obținem 1 minus 1 pe radical din x. Încă nu am ajuns la g. Observați că g-ul este puțin diferit, asta înseamnă că trebuie să mai lucrăm. Aducem la același numitor. Numitorul comun este radical din x, iar la numărător avem radical din x minus 1, care este exact g de x pentru orice x din intervalul 0 infinit. Și atunci ne rezultă că f este primitiva lui G. Haideți că a fost simplu. Mergem mai departe la ultimul subpunct. Cred că ar trebui să numărați de câte ori am spus eu că a fost simplu în, doar în acest clip. Cred că de foarte multe ori. Avem integrală de la 1 la 2 din 1 supra. Haideți să vedem cine este f de x pătrat. Calculăm separat. f de x este x minus 2 radical din x plus 2. Dacă eu vreau să calculez f de x pătrat înseamnă că în locul lui x voi scrie x pătrat. Și atunci avem x pătrat minus 2 radical din x pătrat plus 1, care înseamnă x pătrat minus radical din x pătrat, pentru că x este în intervalul 0 infinit. Dispare și rămânem doar cu x, cine era plus 1 era plus 2, plus 2. În concluzie, f de x pătrat este x pătrat minus 2x plus 2. Haideți să vedem ce am putea să facem mai departe aici. Nu e așa că numitorul seamănă cu o formulă de calcul? Bineînțeles că da. Haideți să-l desfacem pe acel 2 într-un 1 plus 1 pentru a ne forma formula de calcul. Și vom avea integrală de la 1 la 2 din 1 supra x pătrat minus 2x plus 1 plus 1. Și atunci obținem Strângem în. Observăm că avem o formulă de calcul de tipul a la 2 a minus b plus b la 2 care știm că este a minus b totul la 2. În cazul nostru vom avea x minus 1 totul la 2 plus 1 de x. Și acum facem o schimbare de variabilă și imediat va fi gata exercițiul. Haideți să vedem. Putem să notăm acea paranteză, spre exemplu, cu t. x minus 1 egal t. Și atunci x minus 1 derivat de x este t derivat de t. În partea stângă, x derivat este 1, 1 derivat este 0 și atunci rămânem cu 1 de x, care e 1 de t. Să nu uităm să schimbăm intervalul în care lucrăm. Dacă x este 1, t-ul va fi 1 minus 1 pentru că înlocuim aici și atunci t-ul ne dă 0. Iar dacă x este 2, T-ul va fi 2 minus 1, va fi 2 minus 1, care înseamnă 1. Haideți să vedem în ce se transformă această integrală. Când x-ul era 1, t-ul mi-a dat 0. Când x-ul era 2, t-ul mi-a dat 1. Apoi, această paranteză este t și în final, 1 de x este 1 de t. Așa că integrala noastră se transformă în integrală de la, ne uităm la partea galbenă, 0 la verde, adică 1, din 1 pe t pătrat plus 1 de t. Și aceasta este o integrală din tabel. Este formula pentru arc tangentă chiar. Și atunci avem așa, în primul rând vă reamintesc formula, integrală din 1 pe x pătrat plus a pătrat va fi 1 pe a arc tangentă de x pe a. Și atunci obținem, în cazul nostru, aul este 1, de aceea obținem doar arc tangentă de T de la 0 la 1 și atunci avem arc tangentă de 1 minus arc tangentă de 0. Și acum trebuie să ne gândim așa. Ce înseamnă arc tangentă de 1? Este acel punct în care tangenta e 1. Cred că pe la începutul clipului am făcut tabelul și ne uităm. În ce punct tangenta este 1? În 45 de grade, care înseamnă pi pe 4, iar arc tangentă de 0, bineînțeles că este 0, și atunci rămânem cu pi pe 4. În concluzie, integrală de la 1 la 2 din 1 supra f de x pătrat de x este pi pe 4. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!